Bună seara, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Noi și iarna suntem pe val, ca să spunem așa, valul ăsta de ba de cod roșu, ba de cod portocaliu, ba de cod galben. Important este să fim optimiști, să facem surf pe valurile astea care ni se oferă de către condițiile meteo, de către viață, de către poliție, de către polițieni, că până la urmă să fim un pic cinici, să facem haz de necaz, e singurul lucru care ne-a rămas. Asta seară, împreună cu dumneavoastră și cu invitatul nostru în această seară, vom lua la țintă principalele probleme cu care ne confruntăm cu toții, domnul avocat Aninoi Constantin din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara telespectatorilor noastre! Și reiterez la solicitarea expresă a mesajelor pe care le-am primit în ultima perioadă, aceeași invitație publică către toți membrii Partidului Social Democrat care doresc să spună ceva, care se simt lezați, care doresc un drept la replică, care doresc să exprimă o opinie, o recomandare, o sugestie vis-a-vis de orice s-ar spune în studio la noi aici sau vis-a-vis de programul dânșilor de guvernare, au încă o dată invitație publică deschisă, pot să intre pe acea ușă oricând, le asigurăm un loc la masă și pot să aibă tot dreptul la liberă exprimare. Domnul avocat Aninoi, aveți o vastă de experiență în tot ceea ce privește politica județului Gorj. În momentul de față, eu, unul, poate poți fi mai inofensiv, așa, mai naiv în materie de politică. Eu n-am văzut nicio schimbare, nicio diferență între președinția Consiliului Județean al lui Ion Călinoiu și al lui Cosmin Popescu. Eu zic, mai acord, mi-au spus cei din jurul nostru, hai mai să-l mai lăsăm încă jumătate de an înainte de a critica și de a sări cu anumite argumente împotriva acestei președinții. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Eu așa le văd. Nu-l văd pe Cosmin Popescu de nicio culoare diferențiat de Ion Călinoiu. N-am simțit nimic până acum. Eu aș putea să plusez un pic și să spun că a intrat într-un cont de umbră de efectiv Consiliul Județean nu mai există. Efectiv nu se mai aude de el. Sigur că viața cetății, așa cum spuneau latinii, ar trebui ca această entitate care se numește Consiliul Județean Gorj să fie primordial și să se regăsească în toate acțiunile de anvergură exercitate la nivelul județului Gorj. Dar astăzi, în afară de dezăpezire, unde cu toată stima pentru domnul director, cum îl cheamă, pentru domnul de la Drumuri și Poduri, pentru domnul Tudor, toată stima pentru dumnealui, sincer, am văzut o prezență pe drumurile naționale ale județului Gorj și pe drumurile județene mai mare decât în alți ani, motiv pentru care chiar a ținut aceste drumuri așa sub cheie, ca să zic, chiar le-a întreținut într-un mod pe care, sincer, felicit, eu v-am mai spus de la început. E un PSD-ist frecventabil, domnul Tudor. Nu mă interesează culoarea politică a nimănui atâta timp cât face treabă, iar directorul de la Drumuri și Poduri este unul din oamenii care fac treabă, cinstea lui, îl felicit pe această cale care a reușit să țin aceste drumuri așa cum le-a ținut. Sigur, e un caz așa fericit, printre puține altele, eu aș vrea ca toată lumea să marjeze în aceeași direcție. Aș dori ca după alegeri, în general, factorii decidenți politici să așeze la aceeași masă, să găsească soluțiile cele mai bune. Aceeași masă de cărciumă sau unde să așeze. Domnul Filip, ascultați-mă, de 27 de ani în continuu găsim aceleași băți băgat printre gard. Iar pentru a se afirma, în general, cei de la vârful politicii, și mă refer la partidele de opoziție, încearcă să se afirme prin negativismul pe care îl promovează. Adică hai să întărâtăm pe unul împotriva altuia, hai să aruncăm în spațiu public alocuțiuni neavenite, hai să jignim pe X că de la partidul nu știu care. Eu nu văd lucrurile așa, eu văd o politică constructivă, văd oamenii stând la aceeași masă, îi văd pe oameni preluând idei unii de la ceilalți, pentru că încă o dată nu s-a născut nimeni cel mai deștept din lumea asta, pentru că nu există așa ceva, este imposibil și în atare situație de-aia americanii au inventat, ca să zic așa, acel element care se numește asalt de idei, brainstorming. Și acest asalt de idei ar putea fi benefic și în România. Și de asta vă spun că, în general, după alegeri, oamenii trebuie să stea la aceeași masă, nu numai la Consiliul Județean, și în comunitățile rurale și urbane. Ei trebuie să preia idei unii de la alții și cele mai bune idei, indiferent de la ce partid vin, să fie transpuse, pentru că ele toate presupun că sunt în slujba cetățeanului. Deci numai acele idei care vin în slujba cetățeanului trebuie preluate de partidul aflat la putere și, sigur, transpuse în operă. Aș mai vrea să vă spun ceva, să nu credeți dumneavoastră și telespectatorii, că vă știu foarte bine, că fiecare localitate are cutuma ei. Fiecare localitate are un anumit mod de a trăi, are un anumit mod de a privi lucrurile și au anumite priorități care diferă de la o regiune la alta. Și în atare situație nu pot să uniformizez politica de investițională, ca să zic așa, la nivelul județului Gorj, în toate localitățile județului, fără să ții cont de doleanțele și necesitățile curente ale cetățenilor acestui județ. De asta vă spun că pentru fiecare entitate în parte, lucrurile pot fi tranșate și pot fi puse într-o ordine prioritară,
Sigur, da, mă refer la lucrurile solvabile, nu la inepții. Și în atare situație, cred că numai atunci județul Gorj cred că va ieși din această sincopă, din această imensă groapă în care s-a scufundat. Numai atunci cred că lucrurile vor începe să se urnească, să se miște ușor, ușor în direcția bună, pe care cred că cu toții ne dorim. Aș veni în sprijinul telespectatorilor noștri cu un exemplu relativ interesant. Dacă până mai ieri cele două entități care se numesc Termocentrala Turceni și Rovinari erau pe punctul de a fi băgate în insolvență și factorii decidenți le lăsaseră de izbeliște, mie îmi pare rău că domnul Ponta a fost prim-ministru atâta timp și nici dumnealui n-a pus umărul la retehnologizarea, la reinvestirea și la, ca să zic așa, dezvoltarea acestor entități. Am ajuns astăzi că după o săptămână de gerci sau după două săptămâni de gerci și viscol să crească consumul de energie la 9700 de kWh în România, lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii 15-20 de ani, și să nu mai facem față în ceea ce privește consumul electric. Ba mai mult decât atât, vecinii noștri bulgari, că și cei de peste Prut, solicită cu vehemență să le livrăm energie electrică, adică putem să vindem energie electrică la un preț rezonabil. Stimate domn, este foarte interesant că hidroelectrica a înregistrat la sfârșitul anului trecut un profit de 1,3 miliarde fabulos, de lei. Fabulos, da. Deci este fabulos, acest profit al hidroelectrica este fabulos. Și în atare situație, acea reuniune între SNLO și hidroelectrica, acel mix energetic de care toată lumea vorbește în spațiu public de vreo 10 ani, dar nimeni nu face nimic, se pare că ar fi viabil și se pare că ar fi profitabil pentru județul Gorj. Lansez un apel public către toți cei care fac parte din arcul parlamentar. Și mă refer aici la senatorii și deputații județului Gorj. Dacă țin cu adevărat la acest județ și dacă vor ca acest județ să fie, să totuși se plaseze cel puțin printre jumătatea județelor din această țară ca nivel de dezvoltare. Domnilor, duceți-vă la tribuna Parlamentului și puneți-vă cap în cap, inițiați legi care să fie profitabile acestei entități, forțați efectuarea acestui mix energetic în cel mai scurt timp, pentru că încă o dată sunt lucruri care dumneavoastră nu le aduceți în spațiu public. Eu n-am văzut niciun senator și niciun deputat să aducă niciun fel de prognoză a viitoarei dezvoltări a județului Gorj și nici acestei entități CEO, care este una dintre cele mai mari din țară. Dar pentru cei care nu știți, vreau să vă spun că valoarea împrumutului CEO la ora actuală este egală cu activele pe care le deține și în atare situație băncile nu mai pot împrumuta, că salariile la CEO pentru luna decembrie s-au dat așa cum s-au dat, adică pe semnătura și pe barba directorilor, pentru că Ministerul de Finanțe n-a fost de acord să rectifice bugetul pe 2016 și în atare situația este foarte grea. Mai mult decât atât, așa cum știe tot omul din județul Gorj, stocurile de cărbune sunt la limita existenței și vreau să vă spun că s-au oprit două grupuri energetice la termocentrala Turceni tocmai pentru că nu au avut cărbune, nu că au avut o deficiență. Și în atare situație va trebui, dacă mai persistă o lună și jumătate iarna în ritmul ăsta, eu cred că minerii vor lucra în trei schimburi și sâmbătă și duminica pentru că nu vor putea face față exploatării de cărbune, ar trebui să urgenteze. Nu se poate exploata cărbune în momentul de față datorită temperaturilor foarte scăzute, unul la mână, doi la mână, și am înțeles că stocurile astea ar fi trebuit create din vremea lui Ilie, Ionel Ilie, care a fost manager, și pentru asta ar trebui felicitat, dânsul felicitat cu ghilimele de rigoare. Da. Pentru că în acea perioadă ar fi trebuit făcute stocurile, dar omul s-a ocupat de cu totul altceva. Domnul Filip, eu vreau să vă spun că stocurile de cărbune fac parte din strategia națională. Deci da, de acord, aceste stocuri corect. Trebuiau să existe și fac parte din strategia de apărare, din sistemul energetic național, aceste stocuri trebuia să existe. Nu știu, văd că nu răspunde nimeni, nu se pune niciun fel de problemă dacă aceste stocuri n-au existat la un anumit timp dat. Dar vreau să vă spun, pentru că sigur am o informație mai evoluată în ceea ce privește acest mix energetic, și aceste termocentrale din județul Gorj, că la ora actuală ele ar putea funcționa la capacitate, iar vânzarea de energie către țările limitrofe s-ar putea face la un cost care să depășească costul de producție, adică să aducă plus valoare, să aducă profit în cele două entități energetice. Eu mă bucur că pe aici picolo a mai început câte un politician sau câte un reprezentant al cetății să aducă în viziunea cetățenilor cetății anumite aspecte negative pe care probabil pe unii supără, dar n-a trebuit să-i supără și nici să-i doară din cont, a trebuit ca această critică constructivă să-i mobilizeze și să treacă la măsuri concrete. Domnii mei, dacă lucrurile vor evolua în această, acum evoluează astăzi și dacă nu se fac la CEO
și nu se plătesc banii pentru a putea să mărim perimetrul de exploatare, pentru că nu sunt făcute, nu sunt cumpărate terenurile de la cetățenii privați. Eu vă spun că exploatările în mare parte s-au făcut haotic, s-a exploatat aproape la maxim straturile de cărbune, nu s-a făcut descopertă, temperaturile sunt așa cum sunt și știți foarte bine și inginerii minieri știu foarte bine că sub 15 grade este foarte periculos să lucrezi cu liniile de transport și haldare, pentru că ele se pot sparge și se pot deteriora și costurile sunt extraordinar de mari. Nici nu vreau să vă spun cât costă o 100 de metri de bandă. Și în atare situație, eu zic că semnalul de alarmă a fost tras. Se pare că în viitoarea perioadă prognozele meteo arată o temperaturi care se cifrează pe undeva pe la minus 10 grade, minus 7, minus 10 grade. Ele sunt suportabile. Pe la aceste temperaturi se poate exploata. Riscul cel mai mare este că nu mai sunt perimetre de exploatare, că ce a fost cărbune aproape s-a exploatat, că o să se meargă foarte mult pe haldare, pe descopertă și în această situație, bineînțeles că sunt doar costuri. Și fără, și dacă sunt costuri, bineînțeles că și nu se vinde cărbune, sigur că și termocentralele și exploatările o să intre într-un cont de umbră și vor trebui să se împrumute iar. De aceea eu sugerez atât minerilor cât și energeticienilor, și mă refer aici nu la muncitori, mă refer la cei care conduc aceste entități să se așeze la o masă, să vadă care este urgența numărul 1 și care sunt unitățile care pot să exploateze cel puțin o lună, două, trei până ieșim din această iarnă, până luna aprilie, care pot să exploateze cărbune și să-l transporte spre cele două termocentrale. Prioritare sunt aceste două termocentrale și bineînțeles motru să întrețină cel puțin oata motru pentru căldura, pentru a asigura căldura locuitorilor din orașul Motru și livrările către termocentrala Turceni. Și să sperăm că trecem cu bine din această iarnă. Dar încă o dată vă spun, pentru primăvara viitoare, pentru vara viitoare și pentru finele acestui an, lucrurile trebuie puse într-o anumită ordine. Dacă se merge așa haotic și dacă exploatările miniere vor merge așa după ureche și nu vor fi niște proiecte și niște programe bine puse la punct, așa cum era odată, pentru că odată se știa și peste 4 ani unde va fi un excavator, dacă îl întrebai atunci pe directorul de la, iau exemplu, aletorul de la Roșia, unde va fi excavatorul peste 4 ani, putea să spună sigur în ce punct, pentru că era, totul era coordonat, totul era normat, totul era asigurat de către acei oameni care la timpul respectiv, când și eu lucram pe acolo, erau foarte bine pregătiți și mă gândesc că și astăzi sunt la fel. Acum, sigur, se vehiculează și se bate ideea, domnule, știi, l-au adus pe Boza, unii vor să-l dea jos deja de astăzi, alții vor să îl mai dea jos și pe Ciubotăric, alții că nu le dă bani pentru sport. Sincer, oamenii nu înțeleg totuși că eu n-am nimic. E foarte bine dacă ar putea să dea bani pentru sport, dar în condițiile în care ai o societate care nu merge pe profit, legea nu îți permite să faci acest lucru. Te duci la pușcărie cu tot staful. Și atunci omul ăla ce putea să facă? Sincer, adică nu cred eu că ar fi vreunul nebun la cap din acest județ sau indiferent de unde ar veni, mai ales în condițiile în care are un contract de manager privat, adică are niște parametri, niște ținte de atins și dacă nu le atinge pleacă acasă. Să nu dea bani la sportul gorjenesc atunci dacă s-ar putea. Sau cât s-a putut, s-a dat, că nu s-a putut, sigur, noi am înțeles tot acest lucru, nu se mai poate. Asta este, trebuie să găsim alte soluții, trebuie să găsim alți investitori. Se pare că Marin Condescu se descurcă mai bine decât toți, l-au dat ei afară, l-au schimbat, dar se pare că este singurul care poate să mai aducă câțiva oameni pe la echipă, așa cum îi aduce, cu banii care îi aduce, dar se pare că echipa va rezista și acesta este un lucru bun. Chiar dacă nu va fi în prima ligă, asta este, echipa va merge înainte până probabil se va găsi un sponsor care să o financeze și care să o ducă mai departe. Vreau să vă întreb dacă credeți că în condițiile actuale complexul energetic Oltenia va relua finanțarea către Pandurii, pentru că în momentul de față Pandurii de echipa de fotbal au o nevoie acută de această finanțare. Nu, cu certitudine nu se va relua finanțarea către echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu, pentru că nefiind, încă o dată vă spun, nefiind o societate profitabilă și având capital majoritar de stat, nu se poate. Legea interzice să poată să facă sponsorizări către această echipă de fotbal. Dar deci rămânem și ne uităm spre destinul muribund al echipei de fotbal Pandurii, la fel cum ne-am uitat către destinul care a dispărut al echipei de handbal și echipei de basket. Se pare că ne ascunzându-ne, așa cum o facem de fiecare dată, domnul Filip, și fără să ne ascundem după degetul nostru, se pare că asta e soarta și că echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu vom vedea prin divizia C. Dar, deci divizia C va ajunge? Păi în mod cert, pentru că dacă nu va... Divizia C, ori divizia Q sau Y, tot aia e. Deci încă o dată vă spun, m-aș bucura din suflet că nu neapărat Marin Condescu, dar și el, alături de ceilalți care au preluat astăzi destinele acestei echipe, să poată să o mențină pe linia de plutire, să poată să mențină în divizia aia, pentru că o să avem un stadion ultra performant, care are corespondent în țările vestice și o să avem o echipă de fotbal care va activa pe undeva printr-o ligă C sau B. Și atunci sigur că nu este în regulă. De asta vă spun că
Mă gândesc că se vor face toate eforturile pentru a putea să mențină această echipă. Încă o dată vă spun, fără bani, nici în fotbal nu se poate. Eu mi-aș dori din tot sufletul ca acest fotbal să nu fie ce este la ora actuală, adică o societate comercială, este un loc de făcut bani, pentru că nimeni nu bagă bani în fotbal dacă nu scoate foarte mulți bani din acest fotbal și ne uităm la primele echipe de ligă din divizia A, adică chiar este o societate comercială, acolo se fac bani. Pe mine m-ar bucura ca acesta să fie sport, să fie cum era odată, adică nu știu, eu sunt angajat la Far Romcim, mă duc, joc fotbal de plăcere, dar nu și fiecare localitate să aibă jucători din localitate. Dacă joacă internațional Bălești cu Cărbunești, locuitorii să fie din Bălești cu Cărbunești. Abia atunci s-ar pune în valoare și ar fi o competiție, ca să zic așa, între două entități, Sătești sau așa mai departe. Nu se poate acest lucru, a devenit această societate comercială care se numește fotbal, fabrică de făcut bani, toți trag pe asta, salariile sigur a fost așa cum au fost, adică un antrenor de fotbal câștigă cât 5 miniștri, ca să nu zic 10, un jucător câștigă cât 2 miniștri sau de 2 ori cât președintele statului și acolo s-a ajuns. Dar mă rog, încă o dată vă spun, din moment ce lucrurile sunt permisive și o parte a cetățenilor României îmbrățișează acest sport care este primordial, adică că toate sporturile la un loc, stadioanele sunt pline atunci când echipe de top își dispută între ele mingea, este un lucru bun. Și bineînțeles că trebuie să respectăm doleanțele tuturor, așa că mi-aș dori ca și pe stadionul din Târgu Jiu, la finalizarea lui, să fie plin, echipa Pandurii să aducă din nou bucurii în sufletele noastre, în sufletele gorjenilor și mai ales a celor care cu adevărat le place acest sport, fotbalul. Și sigur că să se mențină în prima ligă este doleanța, mă gândesc, a tuturor oamenilor din județul Gorj, indiferent cât de bine sau de rău intenționați sunt. Într-adevăr, sună așa o viziune idealistă, utopică, frumos îmbrăcată în hainele succesului și ale gloriei. Dacă stăm și analizăm crudul adevăr care se află din spatele la imaginea asta de impresie artistică, o să constatăm, pentru că odată ce echipa de basket și echipa de handbal au dispărut, Pandurii Târgu Jiu, echipa de fotbal săracă, cu ultimele răsuflări pe care le mai are, să chinuie și să-și dea sufletul. Deci de aici până la avea o viziune din asta idealistă, e care lungă, mai ales că responsabil pentru destinul echipei de fotbal nu cred că sunt jucătorii, pentru că de fiecare dată au răspuns cu performanță când au fost plătiți așa cum meritau. În momentul în care sumele destinate echipei de fotbal Pandurii, vorbesc cele din drepturi de televizare, vorbesc cele din ligile europene, vorbesc cele care le mai aveau din sponsorizări din astea alte, au luat destinații necunoscute și nu cred că fotbaliștii sunt cei care au fost principalii beneficiari ai acelor sume colosale. Eu cred că n-a ajuns la ei nici 20% din bugetul care a fost alocat pentru echipa de fotbal Pandurii. Dumneavoastră aveți foarte mare dreptate, pentru că în mass media locală, la un moment dat, s-a distribuit și s-au vehiculat nume, chiar de prin Consiliul Județean, chiar de la nivelul sau de la vârful cu conducerii Consiliului Județean, care erau prin AGA, pe la echipa aceasta Pandurii, care primeau sume lunare începând cu 1000, 2, 3 de lei. Deci este de vreo 22 de persoane primeau aceste sume de bani care nu aveau nicio treabă cu fotbalul și încă o dată este rușinos, mie îmi pare rău, trebuie să le spun lucrul ăsta, este rușinos pentru ei că au acceptat acest lucru să primească acești bani. Vedeți, dumneavoastră, se pare că există totuși în percepția și în concepția românului și mai ales olteanului există această chestiune. Dacă mâine mă ia pe mine și zice, domnul avocat, uite care e situația, domnule, mâine te pun ministrul sănătății, ce zici, domnule, accepti? Domnul Filip, eu aș avea puterea să spun că nu. Deci credeți-mă că aș avea puterea să spun că nu, pentru că mi-ar lua vreo 2 ani sau un an și jumătate să plutesc pe acolo până te familiarizezi cu tot ceea ce înseamnă sănătate. Eu vă spun că 95% din politicieni ar spune da. Categoric, 99, cred că, virgulă 9. Sau cred că chiar mai mulți, pentru că oamenii nu știu să spună, adică, domnule, pune omul la locul lui acolo unde este și lasă-l pe, pe omul care se pricepe la munca lui să o facă. Dintre cei care acceptă aceste funcții de miniștri de care spuneți dumneavoastră, eu sunt conștient că nu ministrul deține funcția și puterea într-un minister, o dețin secretarii de stat. Ei sunt oamenii care, ministrul e un fel de element de impresie artistică aruncat de ministerul ăla în față. Autoritatea lui este foarte redusă. În schimb, secretarii de stat plasați în funcțiile cheie, ei sunt cei care au în permanență acces la toată informația și la toată sfera de influență în acel minister. Domnul Filip, aveți foarte aici mare se dreptate. Foarte mulți. Sigur că aveți foarte mare dreptate, pentru că un minister este condus de ministru la modul teoretic. Ministru știe ce spune secretarul practic, de stat. Exact, secretarul de stat de curau de transmisie între practic, el și secretarii de stat, că sunt exact. Mai mulți într-un minister și subsecretarii de stat sunt cei care conduc ministerul, ei sunt cei care sunt, ca să zic așa, păpușarii acelui minister, iar cei care au fost într-un birou de ministru dimineața atunci când li se aduce mapa, domnilor, sigur, printr-un birou de director a fost mult și o mapă de dimineață înseamnă așa vreo 200-300 de hârtii de semnat. Ei bine, la minister, dimineața, ministrul a desemnat vreo 1500, eu vă spun că nu citește 10 din ele.
Păi nici nu îi permite timpul fizic. Ar fi imposibil. Timpul fizic într-o zi, dacă ar începe la 7 dimineața, să nu facă nimic și până la 9 seara, să citească tot ce are de semnat. Și atunci omul trebuie să meargă și pe încredere. Că de-aia mulți se mai duc și în cap la un moment dat. Dar vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun ceva. Ei bine, acești miniștri, secretari de stat și secretarii de stat ar trebui aleși din rândul celor mai buni profesioniști. Și credeți-mă că în țara asta sunt profesioniști de top. Sunt profesioniști care pot să rivalizeze în toate sferele de activitate ale acestei țări cu tot ce înseamnă vest. Ba chiar să-i depășească de foarte multe ori. Din păcate, cine lipește mai multe afișe ajunge pentru o poziție. Da, așa este. Așa se întâmplă într-adevăr. Nu știu cum dracu se întâmplă că la noi în țara asta, de obicei, nu știu, domnule, ieși la pensie din poliție și te trezești secretar de stat sau ministru secretar de stat. Cum dracu se întâmplă de tot mai... Ieși la pensie din poliție și ești director de întreprindere. Ce cauți pe acolo? N-am putut să înțeleg niciodată. Ce căutau? Fost șef de poliție? Fost magistrat? Sau, da, șef, fost șef de poliție sau fost colonel pe la să conducă o entitate? N-am înțeles niciodată ce legătură avea una cu alta. De ce nu-și văd de treaba? Urmează probabil să înțelegem pe parcurs. Da, probabil că pe parcurs urmează să ne edificăm. Dar asta e situația. Dacă și-ar vedea fiecare de treaba lui, eu cred că lucrurile ar merge mult mai bine în România. Apropo de lucrurile pe care le vorbesc dumneavoastră din acele ministere, să știți că și secretarii de stat la rândul lor se confruntă cu alte probleme. Și anume vorbeam cineva care ocupa o funcție din asta de înaltă de unitate publică într-un minister în București și îmi spunea, bă, am găsit un director acolo, numai mizerii făcea, tot ce avea legătură cu licitațiile, acolo, numai firmele lui de casă veneau. I-am făcut referat să-l băgăm în comisia de disciplină, parcă am mai vorbit lucrul ăsta, să-l dăm afară. Cine era președintele comisiei de disciplină e exact ăsta, de rea director acolo. Deci efectiv nu-i poți da afară. Deci îi vezi cu nereguli, vezi cu probleme și nu-i poți da afară. Da, legea e făcută de așa natură cât îi protejează. Legea e făcută de așa manieră să îi protejeze într-o anume formă și într-o a doua teză este cam ca la partid. Deci formează o echipă. Exact, da. Care e coagulată în jurul intereselor lui. Care e coagulată, sigur, în jurul intereselor lui, dar echipa este formată din tot ceea ce înseamnă putere de decizie. Și acum, sincer, cine să vină? Gică de la sculărie, că știți bancul foarte bine, să ia atitudine împotriva directorilor și șefilor de divizii. Dar să știți că miniștrii și secretarii de stat sunt blocați de cei care sunt directori în ministere și care s-au înconjurat de acei funcționari, de ciorchinele de funcționari în jurul lor. Deci, în momentul de față, miniștrii, secretarii de stat cu rang de ministru au o problemă uriașă. Referitor, acești directori sunt cei care fac regulile de regulă în toate ministerele. Păi bineînțeles că toți se așteaptă doar să semneze, nimeni să nu lucreze. Iar, da, exact. iar lucrările le fac directorii de departamente și în cadrul departamentelor. Ăștia sunt în cadrul ministerilor, nu cei care apar miniștrii sau secretarii de stat. Sigur ăștia au niște probleme uriașe datorită acestor directori. Pentru că și în momentul în care inițiezi un proiect ca ministru, atenție, nu-l inițiezi tu, să nu te gândești că se duce vreodată ministru și îl pune el pe hârtie. Nu există așa ceva, sunt compartimente specializate în interiorul ministerilor. Dacă îl pune pe hârtie, acolo începe jucăria. Pentru că toți șefii de departamente, mai ales care au interese în acel proiect, hai să luăm un exemplu. Vrem să trasăm, să zicem, o stradă rapidă sau autostradă între două localități. Păi după aia începe joaca, să vedem pe terenul cui trece. Vedem, sigur, pe lângă cine trece, pe lângă fabrica cui, pe lângă balastiera cui. Hai să vedem cine poate să asigure pietrișul, cine poate să asigure macadamul, cine... și așa mai departe. Și de aici încep jocurile de culise, care, atenție, nu le face ministrul niciodată. Le fac cei de sub el, directorii de departamente, miniștri, secretari de stat, secretarii. Știți ce tupeau acești, o parte din acești directori, a spus unui secretar de stat, director, mult în ierarhie sub el și a spus, câți miniștri secretari de stat am schimbat, eu n-ai tu idee. Deci vă dați seama, mi se pare fabulos, deci ăla care e ierarhic, nici nu ia în calcul pe ăștia de secretari de stat. Rămân acolo indiferent de conjunctura politică. S-a spus că sunt unii din 92 și 94. Deci sunt acolo pe aceleași funcții de director de minister din 92 și 94. Filip, eu am rămas șocat. Ascultați-mă, de aia lucrurile merg atât de prost în România, pentru că încă o dată vă spun și eu vă spun din interior. Putea să dea o lege să-i schimbă pe cele sunt director de ministere, că nu pot mișca, nu pot trece minister de minister în care să nu fii călcat sau să nu cunosc pe cineva pe acolo. Ascultați-mă, sunt unii oameni uitați pe acolo. Domnule, la pleacă de dimineață, ascultați-mă ce vă spun. Păi dacă nu poate da nimeni afară domnul Aninoiu și legea îl protejează. Telespectatorii se crucească. Pleacă la 7 dimineața, se ducă la 8 la serviciu și nu mai pleacă până la 11 seara. Ăla n-are familie, n-are nimic, bine că oamenii și peste vârsta de pensionare stau acolo directori. Dar se duc acolo și stau, n-au nimic de făcut. Dar stau în minister, domnule, n-ai văzut așa ceva. Foarte bine că dacă ar coborî în stradă să vorbească cu trei oameni, ar fi mult mai important decât ce ar face la servici. Pentru că au pierdut contactul cu realitatea. Da, ei nu mai știu sub nicio formă ce se întâmplă în viața reală. Trăiesc într-o sferă, în asta de cristal, acolo, sigur da. Că da, pe care nu le poate atinge nimeni, că dacă le atinge cineva, declanșează al treilea război mondial. Și în atare situație, nu pot să mai cer ca oamenii aia care... care ar trebui să, de fapt, să vină în sprijinul cetățeanului să aibă și o părere reală, ancorată în realitate. Pentru că el este paralel cu realitatea și nu are cum să fie ancorat în ea.
Știți ce mă uimește? Povestea cineva de acolo că erau doi directori din ăștia de ministerie, veneau la minister, stăteau de la ora 9 până la ora 10-11 și după aia își făceau restul zilei până la 4 la Radisson Blu. Și în momentul în care suna secretarul de stat sau ministru, nici măcar nu luam calcul. Da, eu sunt la birou. Păi unde vii? La Radisson Blu. Păi da, aici e biroul meu. Deci vrea să iau cu tănoșalanță, îi spunea celui care este superior ierarhic, domnule, eu sunt la birou, sunt la Radisson Blu. Bine, este foarte deci adevărat. Au luat captiv statul, efectiv. Categoric. Țin statul prizonier în această structură. E, să știți că unii dintre ei au și dreptate. Am văzut și aseară pe un post de televiziune că este extraordinar de greu să dai afară un funcționar public. Aproape imposibil. Este. Da. Este aproape imposibil. Deci legea este făcută de așa manieră încât e aproape imposibil să-l dai afară indiferent cât greșește. Decât dacă ferească Dumnezeu face de lapidare, dar unii nu lucrează, ce se, n-are ce să fure, trei pixuri și două col de hârtie. Dar nu se poate așa ceva. Deci, sincer, chiar legea este aproape la este conducătorii. Este permisivă și flexibilă când e vorba sigur de ei. Sigur că da, adică conducătorii de unități în condițiile care ar vrea să schimbe un pic din sistem sau să-i mute de pe un post pe altul sau pentru că nu știu, nu mai performează în postul ăsta. Și încă o dată vă spun, revenind la exemplu CEO, dom'le, oamenii ăștia de acolo au un contract de management privat. Revenim după o scurtă pauză publicitară la CEO. Publicitate și revenim. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu LED-uri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. SCPT&DS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la
cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT & DS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SC PT & DS Impec SRL în Târgu Jiu, Piața Centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Am revenit, stimați telespectatori, la dezbaterea noastră din această seară. Noi și Iarna suntem pe val împreună cu avocatul din partea Partidului Național Liberal, domnul Aninoe Constantin. Și mai făceam, ba la modul serios, ba un pic de pamflet, ba un pic de șfichiuire de asta agresivă a moralului celor care ne conduc, pentru că până la urmă n-avem încotro. Asta e România, trăim în ea și trebuie să o luăm ca atare, pentru că în momentul de față suntem în anul 2017, dar din punctul meu de vedere cred că ne-am întors undeva în perioada din anului 1907. Avem cea mai mare diaspora după Siria, să nu uităm, după Siria suntem locul 2 în lume în materie de diaspora de români plecați în străinătate. Mie, sincer, mi se pare rușinos, domnul Aninoiu, pentru cei care conduc și pentru cei care ne-au condus destinele în vremele 27 de ani, pentru tinerii care au murit la Revoluție, să ajungem în anul 2017 să avem o diaspora a doua după Siria, care sunt emigranți datorită războiului civil care e acolo. Nu, Filip, în vechime, societățile tribale făceau tot posibilul din lume pentru ca să devină o forță, să coaguleze unitățile tribale între ele, corect, să le reunească, pentru că numai astfel putea să devină o forță. Se pare că la noi această unitate tribală care se numește România, formată din mai multe entități, dar predominantă din români, a cunoscut în ultimii 20 de ani o degringoladă și un haotism greu de imaginat. Adică, sincer, se vehiculează că sunt vreo 3.200.000 de români în diaspora. Eu vă spun că sunt mai mulți, pentru că pe de o parte, nu toți care au plecat afară sunt înregistrați la ambasade, iar unii se duc vremelnic, adică au contracte de 3 luni sau de 6 luni și merg în străinătate și ia banii pe 6 luni și 6 luni de zile stau în România fără posibilitatea de a se angaja sau de a accesa un loc de muncă. Și în atare situație este foarte multă, sunt foarte mulți oameni care lucrează în afara țării, dar care nu sunt înregistrați pe niciunde. Sincer să vă spun, am mers prin toate localitățile județului Gorj și nu numai. Serviciul m-a făcut să merg prin toate județele țării și bineînțeles că eu sunt cel care stau de vorbă cu oamenii și cei mai de jos și cei mai sus poziționat. Adică poți să stai de vorbă și cu portarul de la nu știu ce întreprindere, dar și cu profesori universitari care au sigur probleme în justiție și poți să faci o analogie între ceea ce spune unul și ce își dorește și ceea ce spune și își dorește celălaltul. Ca bun român, eu spun că și concetățenii mei buni români își doresc același lucru. Dar printre noi se pare că s-a infiltrat cam așa 5-10% din oameni care nu și-au dorit decât binele lor și al celor de lângă ei s-au îmbogățit peste măsură, au scos în afara țării sume incredibile de bani. Deci, care atenție, pot cumpăra niște națiuni mai mici. Incredibile. Am văzut acum printr-un ziar, nu știu cât de adevărat o fi, că totuși Dragnea ar intenționa să meargă pe o lege care să albească toți banii care sunt pe afară, adică să-i aducă în băncile românești, să impoziteze doar cu 3% și aduie pavat cu bune intenții și să-i bage în circuitul economic. Dar am văzut și comentarii foarte interesante la această viitoare lege, pentru că, încă o dată vă spun, era chiar se discuta această lege și spuneau unii, domnule, e foarte bine. Unii au furat 20 de ani și au făcut foarte multe sute de miliarde și acum e albin și plătesc 3% și nu pad nimic și alții s-au chinuit 20 de ani ca vai de mama lor. N-au niciun ban nici în bancă, nici la Saltea, dar bineînțeles că li se întâmplă în fiecare zi câte o problemă. Și atunci, sigur că asta e cu două tăișuri, cu toate că, încă o dată vreau să vă spun că Ataturk, președintele Turciei, a dat o asemenea lege și a îndemnat poporul turc să-și aducă toți banii care au prin băncile din străinătate, iar în 6 luni de zile a strâns 800 de miliarde de dolari, aduși din toată lumea. Sigur, i-a adus în banca turcă, au plătit un impozit simbolic și din momentul ăla s-a luat o lege foarte drastică în ceea ce înseamnă evaziunea fiscală. Adică sunt ferm convins că în Turcia numai aici a fost odată și că este foarte greu ca un cetățean turc să încerce sub oblăduirea acestui președinte să facă evaziune fiscală, pentru că pedepsele sunt exact ca amnistia pentru crimă. Amnistia asta fiscală, știți cum mi se pare, cum spuneți dumneavoastră, și într-adevăr are o bază juridică foarte reală în mai multe țări. Mi se pare ceva de genul, un mesaj către popor, bă, ăștia care n-ați furat ați fost niște proști. Ceva de genul. Deci asta mi se pare mesajul general eu, care îl transmite o astfel de bază legislativă. Eu n-am fost atât de direct ca dumneavoastră. Da, eu vreau să fiu mai simplist. Pentru unul dintre comentarii chiar așa spunea. Asta transmite. Da, unul dintre comentarii chiar la asta se referea, adică cei care n-au furat au fost niște proști, vă spun, n-am vrut să fiu atât de direct, dar încă o dată vă spun și cu amnistia asta fiscală e o problemă. Cu toate astea, eu vă spun că chiar dacă s-ar da această lege a amnistiei fiscale,
unii dintre români nu și-ar aduce toți banii pentru că le-ar fi frică de ce s-ar putea întâmpla. Adică ar întreba cineva, bă, nu se poate, cum ați furat atât? Că este, da, cred imposibil că vom ajunge să... la niște sume de... Sigur, 100 sumele, când o să sumele sunt colosale, pentru că eu vă spun că în mare parte serviciile secrete, care sunt unele dintre cele mai bune din lume, indiferent ce am zice noi și indiferent că îl critică ăștia pe col la televizor, eu vă spun că serviciile secrete din România, ca performanță și ca nivel de pregătire profesională, rivalizează și cu Mossad-ul și cu serviciile secrete din Rusia sau FBI-ul din Statele Unite. Și eu vă spun că în mare parte se știe ce, cine, cam pe unde, dar vedeți că o mare parte din ei au fost și ei coparticipanți la această nebunie. Și atunci, sigur că dacă s-ar da o lege a amnistiei fiscale, eu vă spun că o parte din bani ar fi aduși în România sau ar fi scoși de pe la saltere și băgați prin băncile românești și ar intra în circuitul economic, n-ar fi de rău augur nici aici. S-a mai vehiculat și această, acea lege care ar, sigur, ar, acea lege care ar pune în libertate anumiți deținuți care au pedepse mici sau fără un impact social deosebit, care n-ar reprezenta un pericol social real și concret. Sigur, în noul cod de procedură penală s-au luat măsuri în ceea ce privește arestarea preventivă și arestul la domiciliu efectiv, în sensul că judecătorul poate să dispună arestul la domiciliu al unui inculpat și în acest fel se scade din cheltuielile pe care se fac lunar cu un deținut. Este un lucru extraordinar de bun, dar eu încă o dată vă spun, prea ușor arestăm în România, prea ușor reținem un inculpat, prea ușor îi dăm pedepse destul de grave, iar dacă, încă o dată, așa cum vă spuneam, codurile, dacă am luat practica și pedepsele din Occident, trebuia să le luăm pe toate. Sincer vă spun, s-a bucurat toată lumea când a văzut că s-a diminuat pedepsele, adică au fost coborâte cam la o treime din ce era înainte nou cod penal, dar atenție, de obicei, cel care comite infracțiune are de obicei două. Rar găsești pe unul care să aibă numai o infracțiune. De obicei, ai două. Dacă pătrunzi într-o încăpere, distrugi și așa ai și distrugere și ai și pătrunderea într-o încăpere fără drept. Dacă intri pe terenul unuia și ai tulburare de posesie și nu știu, ai furat de așa la și toate, furt, da. Sigur și ai două, trei infracțiuni care se adună la pedepsa principală o treime din celelalte și ajungi întotdeauna la niște pedepse colosale. De asta vă spun că raportat și la cheltuielile care se fac un deținut lunar, care se apropie de 30 de milioane vechi, adică de 3.000 de lei pe lună, ăștia sunt cheltuielile care se fac un deținut, eu spun că cheltuielile sunt foarte mari, e adevărat că se construiesc și noi pușcării la ora actuală, dar ar trebui luate niște măsuri ferme și serioase. Nu știu, aș merge până acolo încât, nu știu, deținutul să-și plătească cheltuielile de judecată. Nu le pe timpul și executării detenției, sigur ar trebui să facă o muncă pe care o cunoaște, adică nu trebuie să procedezi de maniera de a nu-l respecta ca om și pe el. Poate trebuie să-l respecti ca om, că la un moment dat a greșit în viață și e dus acolo tocmai ca să se îndrepte. Ăsta este rolul. Să-l redăm societății după ce își termine pedeapsa, ideea este ca el să fie viabil, să se întoarcă în societate ca un om nou, să fie redat societății. De regulă acest slogan nu funcționează aproape nicio țară. Nenorocirea, Doamne iartă-mă, este că după ce se întorc de acolo se experimentează în alte infracțiuni și nu pun în aplicare. Da, au o gamă infracțională mai diversificată, învață mai prostii și tâmpenii și în cea mai mare parte se întorc înapoi. Ori nu asta este nici rolul și nici esența acestor pedepse penale. Se pare că mai trebuie lucrat. Iar cel mai important lucru pe care nu-l avem în România este supravegherea deținutului după executarea pedepsei. Adică, domnule, dacă ai ieșit din penitenciar după ce a făcut 2 sau 3 ani sau 4 ani de închisoare privativă de libertate și l-ai scos afară din penitenciar, familia repudiază, societatea se uită strâm la el. De angajat nu se prea poate angaja, pentru că dacă foarte greu să-și câștige treaba. Sigur, trebuie, eu am avut un că fac o acoladă, eu am avut un deținut care avea 96 de condamnări pentru furt de la vârsta de 16 ani și avea 45 de ani. Era colecționar. Nu fusese decât aproape 2 ani în libertate, restul numai în pușcărie. Deci era Deci nimeni n-a văzut un asemenea cazier. Era impresionant. Și știa foarte clar că fura lucruri mărunte, primea pedepse extraordinar de mici. Dar știa clar, vine iarna, mă duc și fur o butelie, intru în pușcărie, știu că îmi dă 5 luni, așa să nu mă duc și stau acolo. Înțelegeți? Deci caziere impresionante. Deci practic e un nivel de subsistență ce căuta pentru omul unii, respectiv. Da. Și, deci acel om și era o măsură disperată la care apela din către omul ăla mi-a pus o întrebare de m-a lăsat mască. Eu rămân foarte greu impresionat pentru că am văzut atât de multe în fața ochilor, de am făcut vreo 500 de ani bătrânețe.
Dar omul ăla mi-a pus o întrebare impresionantă, pentru că eu în final și la urma urmei e firesc și normal să stau de vedere, de vorbă cu el și din punct de vedere uman, nu numai. Și zic, domnule, uite care e situația. Domnule, de ce nu încerci, dacă ești afară și termin pedeapsa asta? Hai, domnule, să încercăm să găsim o soluție, te angajezi și să începi o viață nouă. Și zice deținutul, zice, domnul avocat, dacă dumneata e o societate comercială și îți arăt eu cazierul ăsta al meu pentru furt, dar am fost 30 de ani condamnat numai pentru furt, ce zici, domnule, mă angajezi? Domnule, m-a lăsat perplex omul ăla, să fiți convins că nu-l angajează nimeni. Când îi cere cazierul să uită pe el că are furturi, 30 de ani a furat în continuu, nici dracul nu-l angajează. Sincer vă spun, nimeni nu-l angajează. Pentru că, ei, vedeți, de asta vă spun eu că ar trebui ca după executarea pedepsei să funcționeze niște programe care să-i reintegreze în societate. Nu știu, domnule, să le asigure veniturile existențiale prin prisma unei munci remunerate. Acum credeți că se trebuie să se ducă și să-i asigure masa ca la cantină. Nu, să-i asigure niște, să-i asigure un serviciu, să poată să le reintegreze cu consecința faptului că după 2 ani sau după 3 ani sau în timpul efectuării acestei prestații de care statul ar trebui să se ocupe, să poată să-și găsească un loc de muncă. Altfel, eu vă spun că 60% se întorc înapoi, eu vă spun că vor persista în gama infracțională, s-au dus în afara țării și s-au specializat. Ba chiar au depășit, cred că, pe ceilalți de acolo. Preferă să se ducă să spargă o casă, că știe că acolo funcționează serviciul de asigurări și nu-i caută foarte tare. Să spargă o mașină, că nu-i caută nimeni. De exemplu, în Spania, furtul din auto nu este pedepsit deloc. Atenție, nu-i pedepsit. Ai furat din mașină, nu te-a prins poliția, nici nu face căutări. Se duce și la societatea de asigurări și te despăgubește. Și tocmai de aceea oamenii, o mare parte a grupului infracțional, au înțeles că ar fi mai bine să... Da câteva tunuri prin străinătate și după aceea se întoarcă în România după un an sau după doi să spună că au muncit la culeți de căpșuni și au văzut și au făcut 200-300.000 de euro. Dar bineînțeles că sunt practici din astea destul de uzitate. Sigur, sunt practici și sunt destul de uzitate și destul de întâlnite. Dar o amploare de nedescris la ora actuală, sincer vă spun că a luat traficul de persoane și practicarea prostituției în străinătate este un flagel care a devenit aproape de, cum să vă spun, de 80% din fetele care au o vârstă destul de inocentă, ca să zic așa, și care pleacă, sigur că dacă pleacă duse de nas la muncă în străinătate, se trezesc exploatate de acest nenorocit, că nu poți să-i numești altfel, se trezesc exploatate de acești nenorociți care le intimidează și le bat într-un hal fără de hal și bineînțeles că nu pot să ia legătura nici cu, de frică nu ia legătura nici cu familia, nici cu serviciile de poliție din statele respective, pentru că sigur există niște legi foarte draconice și acolo și ar putea să facă chestia asta, dar de frică nu o fac și abia după 2 sau 3 sau 4 ani de zile reușesc să se sesizeze organele de poliție sau să scape de sub din gheara acestor nenorociți care le exploatează și care fac foarte multe sute de mii de euro pe spinarea lor. La un moment dat cineva vehicula ca și în România să fie edictată această lege a prostituției să fie aplicabilă. A încercat, dacă nu mă înșel, Prigoană. Da, cred că Prigoană sau nu mai știu care. La timpul respectiv a fost luată în râs, dar fără a ne scunde după degetul nostru, ar fi o sursă de venituri uriașe și în marele orașe funcționează această instituție a prostituției veche de când e lumea. Site-urile sunt pline de escorte, mă uit, da. Nu că sunt pline. Deci plin și anunțuri la radio, la televiziune. Nici nu se mai feresc, cred că nu mai verifică nimeni. Bine, e adevărat prostituția. Nu, dar nu este o lege a prostituției, dar în schimb abundă mijloacele mass media de așa ceva. Prostituția nu mai este incriminată ca infracțiune, este contravenție. Adică dacă te prinde că practici prostituția, nu e niciun fel de problemă, îți dă o amendă. Înțelegi? Și atunci, dacă totuși din această nebunie, dacă vin străini, închiriază avioane, curse charter. Și vine în România doar ca să distreze vineri, sâmbătă și duminică. Da. Sigur că da, pentru acest turism, pentru că frumusețea femeilor din România este așa cum o știe toată lumea recunoscută. Și atunci, nu știu, la un moment dat trebuie să te gândești foarte bine dacă această lege ar trebui, dacă și aceste tinere ar trebui ținute sub un control, pentru că încă o dată vă spun, o statistică promovată la nivel de Ministerul Sănătății arată că o mare parte din tinerii de astăzi au foarte multe boli venerice și natale, adică este chiar un semnal de alarmă tras de unul dintre doctorii renumiți acestei țări, domnul Popescu, care spunea că în rândul tinerilor care frecventează astfel de cercuri, sigur, bolile transmisibile cu conotație sexuală însumează cam undeva la 80-90% și în atare situație lucrurile stau foarte rău. Ba mai mult decât atâta, știți foarte bine că celelalte boli cu transmitere sexuală, cum este HIV, SIDA și așa mai departe, și care conduc la moartea celor care primește așa ceva, se pot lua din toate aceste cercuri. Ori dacă ar fi o lege care să fie și să fie făcută de un legiuitor zdravă în la cap, care să fie și aplicabilă, adică să nu fie făcută cu interferențe și cu interpretări, cred că ar putea să aducă atât un venit la bugetul de stat, cât și să țină sub control aceste derapaje în ceea ce înseamnă
bolile pe care le pot contacta cei care frecventează astfel de cercuri. Dar ați văzut că surse de venituri la bugetul de stat, domnul Dragnea a găsit mai nou, am văzut astăzi noile sancțiuni draconice la codul rutier. Mi se pare halucinant să dai amendă 16 milioane de lei vechi, 1600 de lei noi pentru vorbit la telefon și încă 16 milioane pentru centură. Domnul Filip, dacă îi dai la un om care mare majoritate sunt mașinilor sunt la 1000-1500 de euro, păi dacă îi dai o amendă de 32 de milioane, îți lasă mașina acolo și la revedere. Stai să ne înțelegem. În momentul în care a eradicat această taxă de mediu, sunt mașini de 1500-1600 de euro pentru că nu și-au mai permis să aducă mașini de 200 de euro sau de 300. Dacă nu porți centura și vorbești la telefon, ți-a dat 32 de milioane amendă. Bine, e o nebunie că nu face mașina atât încoată, vă spun eu. Lasă-l la mașina acolo și pleacă. Cum îi dai? Îi mărești salariul minim pe economie și dacă ai dat o amendă din asta, l-ai terminat. Bineînțeles. Mi se pare o nebunie. Cum adică mărești de 10 ori amenda pentru centură și pentru telefon de la 1600, de la 160 de lei la 1600 de lei, de la 1600 de lei vechi la 16 milioane de lei vechi. Marea majoritate merg fără centură, să fim serioși, problemă, Filip, și vorbesc la telefon. Aș fi tare curios să văd cine totuși, cine a propus și cine a aprobat această lege, pentru că sunt ferm convins că fac parte tot din acei șezători pe scaune pe la București, exact, care n-au avut decât mașină de servici 35 de ani. Și n-au călcat în mașina lor decât când s-au dus la soacră sau la țară. Păi eu zic că va fi nevonie în rândul șoferilor să le dea asemenea amenzi pentru centură și pentru telefon. Încă o dată vă spun și partea cealaltă. Hai să admitem ipotetic că agentul de circulație are el un clinci cu dumneavoastră. Și de oameni, dacă nu ai cum să probezi, dacă n-ai pe nimeni mașină, cum să probezi că n-ai vorbit la telefon? Păi, exact, nu se pot proba. Și bineînțeles că poate fi o răzbunare foarte ușoară. Îți dau azi o amendă de 35 de milioane, mâine îți mai dau una de 35 și gata. Poi mâine scot casa la vânzare, că trebuie să plătești amenzile. Dar mai mult decât atât, o altă măsură complementară la aceste amenzi în condițiile care nu le plătești este suspendarea permisului de conducere. Și eu vă spun că sunt oameni, dacă le dai amendă 30 de milioane, sau cum, l-ai este, terminat pe sau cum este cea mai mare amendă de vreo 90 de milioane. Da, pentru echivalentul a două beri, dacă ai băut mai mult de două beri, exact, între 40 și 98 de milioane. Exact, 98 de milioane. Eu vă spun că dacă îi dai la 40% din populația județului Gorj, deci 40% dintre conducătorii auto, dacă primesc o asemenea amendă, eu vă spun că vând mașina, vă spun că rămân fără permis și nu mai ai niciodată. Ori trebuie să plece la muncă în străinătate un an, doi, ca să facă banii, să plătească amenda. Da, mi se pare o nebunie codul ăsta rotier care a intrat în vigoare. Facem amenzile și le compatibilizăm cu cele de afară, dar salariile sunt tot ca la noi. Adică, sincer, nu cred că dacă Mărița... disproporționate sancțiunile astea de la codul rutier raportat de la puterea economică pe care are societatea din România. Sunt incredibile, nu disproporționate. Încă o dată vă spun că 40% din conducătorii auto din județul Gorj, dacă primesc o amendă din aceea maximă, eu vă spun că își vând mașina și că nu o să aibă bani niciodată să-și mai ia permisul, că ăștia suspendă până când plătește amenda. Și vă spun că nu-și va mai lua permisul înapoi, că nu are de unde să plătească atâția bani niciodată. Și chiar dacă are salariul minim pe economie, așa cum l-a numit Nea Dragnea, l-a făcut la 14 milioane, eu vă spun că ne emigrați pe toți legea are, asta. Și el are copii acasă și el are de plătit facturi la energie electrică, la gaze, la întreținere, la canalizare și așa mai departe și oricum nu-i ajung și nu-i rămâne nici măcar un milion din acești 14 milioane după ce trage linii la sfârșitul lunii și nici nu-și îndestulează tot ce trebuie să facă, nu poate să-și îmbrace copiii așa cum și-ar dori și nici să-și trimite la școli. Dom'le, nu știu cum dracu se întâmplă apropo de chestia asta, că devin de la una la alta. Dom'le, cum toți politicienii ăștia de la voi nu au copiilor foarte deștepți, tot pe la Stanford, pe la Oxford, pe la Sorbona. Pe la Sorbona. Sincer vă spun, toți copiii lor numai pe acolo fac facultățile. În România nu face niciun facultate. De ce oare? Dar lăsăm la o parte partea altă. De unde are 80.000 de dolari pe an să plătească, pe an, atenție, să-i plătească facultatea, că le-ați pe bani toate. Sincer, cum? Deci are salariul tot anul. Deci tot anul, salariul lui nu depășește, să zicem, 20.000 de euro sau de dolari. Tot anul ai salariul lui. Dar are bani să plătească într-un an 80.000 de dolari? Dar e simplu, domnul Aninoi, o sursă din care plătește exact aceeași în care domnul Dan Ioan Popescu și-a luat haine, pantofi și cămăși de vreo 2 milioane de euro de la magazinul din Beverly Hills. Și da, a apărut numele acolo și după aceea cerul neapărat să șteargă repede numele, alături de câțiva și ei din Emiratele Arabe Unite. Da, și atunci chiar din Ministerul Învățământului câțiva dintre acei directori de care vorbesc noastră au copii undeva pe la universitățile din afara statului român și atunci mă întreb eu cât de mult îi mai interesează pe ei învățământul din România în condițiile în care consoartele lor, copiilor și poate și nepoții lor nu fac acest învățământ în România și în atare situație. Și vor rămâne cu certitudine în afară. Sigur pentru că da, alte oportunități. Dar mai mult decât atât, pentru cei care nu cunosc nivelul de învățământ din acele universități, eu pot să vă spun că acele universități sunt pe domenii, e adevărat că înveți foarte bine și pe un domeniu te poți pregăti, dar eu am stat și de vorbă cu studenți care vin de acolo și vă spun că în România, la ce au învățat ei acolo, sunt așa un zero mare și rotund, de n-au aplicație cu ce au învățat pe niciun domeniu din România. Adică fac facultatea acolo doar ca să-i dea bine la CV-ul, domnul, la antrenor, la Howard. Doamne, cine sunt eu? Bine că unii o fac la, atenție, o fac pe calculator.
deci facultăți făcute la distanță pe calculator. Nici nu știu în instituția și examenele de pe calculator. Principalul e să plătească banii. Dar au terminat facultatea la Howard. Și este uimitor, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, sunt aceștia care împing părinții banii din spate, vin și reangajează, nu știu, pe ministere, pe diverse primării, consilii generale sau mai știu pe unde, sunt cei care fac pe merit, obțin niște medii foarte mari la Harvard, la Sorbona, la Stanford sau mai știu unde fac, și s-a creat un site specializat în care oamenii aceia nu mai au bani să plătească ratele pe care au făcut creditele acelea să se mențină la studii în străinătate și cel o anumită sumă de bani și nu îi angajează nimeni. Categorii, pe cum se deci mi se pare o mizerie modul în care tratează societatea din România tinerii pregătiți în afară, care vin să-și vândă capacitatea intelectuală și forța de muncă înapoi în România. Domnul Filip, avem o cantitate de materie cenușie în România incomensurabilă. Domnul, avem tineri atât de deștepți și atât de bine pregătiți încât omul de rând care nu are tangență, sigur, dar nu ia nimeni în calcul și păcat. Există această, în Statele Unite ale Americii, există această societate care se numește, în termen popular, vânătorii de capete. Headhunting. Adică, exact. Oamenii care studiază toate universitățile din lume și care șefii de promoții acaparează pe un domeniu sau altul. Foarte mulți au luat din România. Pentru cei care nu știu, eu vă spun că foarte mulți studenți din România au fost recrutați de această societate și lucrează astăzi pe la NASA, prin zona 51, pe la ONU și așa mai departe. Pentru că sunt adevărate capacități. Păcat că noi nu știm să le exploatăm. Investim în copiii ăștia 18 ani sau 19 ani, 20 de ani, 25 de ani în medicină sau în drept. Îi facem tun de carte și vine peste un an și ia unul pregătit după ce statul a investit banii în ei, pentru că nu-ți dă la banii înapoi. Banii care ai investit în pregătirea unui student, la revedere, s-a terminat în momentul în care a plecat în afară. Ăla le-a pregătit, gata, și nu face altceva decât să exploateze inteligența. Și munca pe care o are. Și sigur că da. Și ce a asimilat. Și în atare situație, pentru că n-am văzut și invers, adică dacă ar fi așa de deștept prin Occident, de ce noi totuși nu atragem ingineri, IT-iști? Da, nu sunt cazuri, invers, viceversa da. Nu se întâmplă. Chiar dacă îi oferi salariul de acolo, ăla nu vine aici. Pentru că încă o dată vă spun, nivelul de pregătire al tinerilor din România este unul extraordinar de bun. Păcat că nivelul lor de pregătire nu este exploatat coerent. Raportat la ceea ce spuneați dumneavoastră, credeți în perioada următoare, actualul guvern are în vedere, nu știu, măsuri din astea de recompensare a meritelor acestor tineri, vom încerca să menținem inteligența noastră aici, să nu mai exportăm în afara țării și să importăm fel de fel de porcării din astea necomestibile, ne uităm la supermarketuri că sunt pline de ele și în schimb lucrurile reale, materia primă brută, tot timpul scoatem în afara hotarelor și importăm fel de fel de chestii din astea negative. Nu e sigur că ar fi de bun augur. De la inteligență vorbind de asta până la ce oferă produsele de marketing. Corect. Ar fi de bun augur ca toată această inteligentă, uneori nativă, să rămână în România și să nu fie exportată. Ar fi de bun augur ca tinerilor, acestor tineri, nu știu, domnule, primii 10 care sunt la o facultate și au terminat primii 10, ar trebui să li se ofere posibilitatea de a înființa o societate comercială în domeniu pe banii și pe contribuția statului, urmând ca ei să-și pună ideile și tezele în aplicare să o dezvolte. Lucru care anumite state, și mă refer la Germania în anii 45-50, au făcut-o. Deci noi o fi copiat și noi nu știu. Dar mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că, în general, în societățile comerciale românești, nu le putem zice mijlocii, cu societatea mijlocii ar trebui să aibă 50-60 de angajați și puține clasa tranzitorie la noi, între cei săraci, clasa mijlocie și cei bogați, clasa tranzitorie, cea de mijloc, este atât de mică încât aproape nu o putem repera. Și în atare situație, chiar dacă încerci să te dezvolți, să faci o societate, dar de obicei și angajează soția, copilul și un nepot, dar chiar dacă încerci să te dezvolți, în momentul în care te dezvolți și... vin băieții de la control, că trebuie să când începi să te dezvolți... Să întrebe de sănătate. Exact. N-apuci să te dezvolți foarte tare, că deja ai 25 de organe de control care în fiecare zi trebuie să pui un contabil care să stea sau să faci copii, să ai dinainte 3 dosare. Deci am văzut societăți care au dosare pregătite pentru control, adică au copiile făcute, vine doar te-l dă direct, ca să nu mai stea să copieze din nou. Adică dacă vii la fiecare 2 săptămâni, sigur că trebuie să fii pregătit pentru asta, toată ziua să scânție în strună. Dar astăzi vine un organ de control, mâine altul pe altă, poi mâine altul și uite așa, te duci... Și vreau să vă spun încă ceva, dacă Dragnea totuși reușește și pune pe tapet această lege a prevenției. Dom'le, țineți minte că îi fac o statuie ca la Tudor Vladimirescu. În registru celor răspunsurile dumneavoastră vorbim practic de guvernarea Dragnea, omul care se află în spatele la tot sistemul ăsta de guvernământ actual. De ce nu reușesc generația asta tineri de care vorbeam noi de ea, creierele între ghilimele de rigoare, care dezvoltă capacități și producție incomensurabile, le-ar putea dezvolta pentru România și reușește nepoata lui Pandele și al lui Firea?
Nu reușește, domnule, reușește că e foarte susținută din spate, nu neapărat că avea o capacitate sau o inteligență nativă și ar fi atât de abili încât o dezvoltă. Nu, inteligența e cu burtă mai jos un pic de... Este dezvoltată pentru că este susținută din spate, dacă nu ar să aduce... Păi nu, asta întreb, de ce tinerii aceștia care sunt capacități, sunt mastermind, nu reușesc să facă nimic, iar o persoană de tipul acesta, nepoata lui Fireșa lui Pandele, reușește ca neavând niciun job, nimic înainte, să intre direct deputat în Parlamentul României. Prima meserie. Sigur că da, prima meserie este deputat. Păi, da, deja s-a făcut, acum nu mai... Cred da, că gata. Da, unii dintre ei au câte 4-5 mandate, deja au profesie de deputat, nu poți să-i mai numești altfel. Nu poți să spui că l-a mai pregătit în domeniul în care el s-a pregătit, că după 25 de ani poți să spui că mai ești inginer în transporturi auto. Da, exact. Trebuie să fii nebun să crezi așa ceva, când tu n-ai mai lucrat 25 de ani, ai stat și ai dormit și în Parlament. Și ai stat ca bossul acolo, sigur, exact. Sau ai ajuns când ți-a convenit. De fapt, în 25 de ani n-ai avut nicio contribuție, nici măcar o lege nu e a ta pe care să-ți fi pus semnătura. Tăricianu are 7 mandate, mi se pare. Vorbim de niște... Vorbim de mai mulți, numai de ala. Matusalemici ai sistemului, da. Da, încă o dată, au rămas acolo și oamenii se pare că sunt de neschimbat niciodată. Chiar dacă nu fac nimic. Totuși, interesant este că, domnule, nu-i sancționează. Și nu pleacă de acolo. Electoratul nu-i sancționează. Nu fac nimic, dar nu-i sancționează. Am ajuns la finalul emisiunii, o concluzie a dezbaterii noastre în această seară. O concluzie ar fi că, totuși, trebuie să fim optimiști. Că țara asta va trebui să meargă înainte. Că oamenii trebuie să fie mai vocali și să ia atitudine atunci când vede derapaje, indiferent că sunt partide politice sau entități, indiferent din ce parte provin, că profesorii trebuie să fie mai receptivi la modul de pregătire a elevilor pentru viitor, că trebuie să se implice mai mult, pentru că în condițiile în care distrugem și ce mai e din învățământul ăsta, sigur că nu vom avea oameni cu care să înlocuim pe cei care există acum, oameni cu capacitate de gândire și de sinteză ridicată. Aș vrea să vă spun că sistemul medical va trebui revigorat, lucruri la care trebuie să ne gândim împreună. Mulțumesc pentru participarea din această seară din partea Partidului Național Liberal, domnul avocat Alinoiu Constantin. Mulțumesc și noi, stimați spectatori, că sunteți care fiecare alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Vă spun o seară plăcută, noi ne revedem luni la orele 19, până atunci rămâneți alături de Tele3 pentru că aveți ce vedea. La revedere, o seară plăcută!